La mulți ani, tăcuțul meu, să te țină Dumnezeu, să fii tare cum e piatra, să stai lângă mine-n dreapta. Să știu că ești lângă mine 100 de ani de zile. Și dacă vezi că greșesc, să-mi dai un sfat, părintesc. 100 de aniversări să ai de acum înainte, că nimic nu valorează ca sfatul unui părinte. Bunătatea ta, tăicuță, n-o dau pe un munte de bani, dar nu se mai naște ca tine nici peste 100 de ani. De la mine, Uracanul României, dedicație specială din partea lui Cuvântru, fratele meu Samir, pentru tăicuțul lui, pentru Cartof Spuitorul, omul cu cel mai frumos caracter, care este ziua lui, la mulți ani din partea mea. Să trăiești cu metre! Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și cu un așa frumos prilej am venit la dumneavoastră de la Surprize Magice Iași cu așa frumoasă și bogată surpriză. Pentru dumneavoastră avem soția dumneavoastră, doamna Cristina, sunt dumneavoastră, o așa frumoasă. De la cineva personal, un așa frumos buchet cu trandafiri, 50 la număr, pentru dumneavoastră, pentru că sunteți o persoană importantă și cineva drag s-a gândit să vă ofere aceste daruri frumoase. De asemenea, avem un așa frumos tablou pentru dumneavoastră. Dacă mă poate ajuta cineva. Și un așa frumos coșuleț cu dulciuri. Coșulețul este și pentru Mateo, pentru că știm că recent a împlinit și el anișorii. La mulți ani, Mateo! Uite, Mateo! Unde este Mateo? Aici! La mulți ani! Mulțumesc! Și ție! Dumneavoastră, bănuiți, de la cine este surpriza? La copii și la fiete, cred. Așa este. Noi vă vom citi un frumos mesaj de felicitare. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât îmi dau seama cât de multă muncă, efort și dragoste ai depus în creșterea mea și te apreciez mai mult ca niciodată. Dragostea și grija ta părintească mi-au făcut viața frumoasă și m-au ferit de necazuri. Ești cel mai bun tată pe care l-ar putea avea cineva. Îți mulțumesc, tată, pentru tot sprijinul pe care mi l-ai dat. Fără tine, viața mea nu ar fi fost la fel de frumoasă. Îți mulțumesc, tată, pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine și pentru toată bucuria și dragostea pe care le aduci în viața noastră. Mulțumesc, tată, că ai crezut în mine și m-ai împins să fac tot posibilul să obțin ceea ce-mi doresc. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul cel urmez. Tu, tată, m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, nu doar cum să am succes în viață, ci să port cu onoare numele tău. Datorită ție am speranța, înțelepciunea și credința să fiu cinstit cu mine însumi. Mulțumesc, tată, pentru tot ceea ce m-ai învățat și pentru tot, pentru persoana minunată care ești. La mulți ani, tatăl nostru, te iubim nespus de mult, din partea fetelor tale cu mândrie în suflet. Suntem cele mai norocoase că te avem ca tată și dacă ți-am greșit să ne ierți, ești cel mai bun tată pentru noi. Cu dragoste și respect din partea fetelor Samira, Ancuța și Miruna. La mulți ani fericit și din partea noastră, domnul Neagu.
multă sănătate, multe bucurii de la viață, o viață lungă și fericită alături de cei dragi. Să vă bucurați de familie și de cei apropiați dumneavoastră. Felicitarea! Mulțumesc, dragi! Dacă doriți ceva să le transmiteți, s-ar bucura foarte mult să vă audă. Domnule, bine, mă gândesc, le mulțumesc că am făcut treaba asta, dar... N-am așteptat să fac treaba asta. Este surpriză mare și uitați cine este inima. Este o inimă simpatică astăzi și cu multă bucurie aduce. La mulți ani fericiți, să vă bucurați. O inimioară simpatică. La mulți ani și lui Mateo, să crești mare și de... Să fii tare, cum e piatra, să stai lângă mine-n dreapta. Să știu că ești lângă mine, 100 de ani de zile. Și dacă vezi că greșesc, să-mi dai un sfat părintesc. 100 de aniversări, să ai de-acum înainte. Nu valorează ca sfatul unui părinte. Are cum e piatra, să stai lângă mine-n dreapta. Să știu că ești lângă mine, 100 de ani de zile. Și dacă vezi că greșesc, să-mi dai un sfat părinte. 100 de aniversări, să ai de-acum înainte. Că nimic nu valorează ca sfatul unui părinte. Bunătatea ta, tăicuță, n-o dau pe un munte de bani. Dar nu se mai naște ca tine nici peste 100 de ani. De la mine Huracanul României, dedicație specială din partea lui Cuvântru, fratele meu Samir, pentru tăicuțului, pentru cartof spoitorul, omul cu cel mai frumos caracter, care este ziua lui. La mulți ani din partea mea, să trăiești cu metre! Naște vreodată ca bine al doilea dată. Te-ai chinuit, m-ai crescut, mi-ai fost sabie și scut. M-ai iubit, m-ai răzvățat, m-ai îmbrăcat elegant și îmi dădea toată strada, respectând contul lui tata. 100 de aniversări.